Casa de Cultură a Studenților din Suceava, în parteneriat cu Colegiul Național Petru Rareș din Suceava și cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, au organizat duminică, pe 24 martie, la Auditorium Iosef Smith, cea de-a noua ediție a concursului Music Star. Inițiatorul și coordonatorul acțiunii este profesorul de educație muzicală Cristian Doboș, de la Colegiul Național Petru Rareș. Concursul Music Star este un concurs de tradiție, așa cum ați spus, suntem la a noua ediție. Prima ediție a fost, îmi pare că în 2010, de 3 ediții încoace, concursul îl organizăm în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Avem în această seară 2 secțiuni, o secțiune pentru elevii din Liceul Petru Rareș și o secțiune pentru studenți. Cea mai bună reprezentație din concurs va obține trofeul Music Star. A fost una dintre cele mai reușite ediții și asta au spus-o și membrii juriului. Între aceștia, Alexandra Cuza, absolventa Colegiului Petru Rareș, care a făcut furori la Vocea României. Alexandra a luat locul 3 la prima ediție a concursului Music Star. Mă simt flatată de faptul că domnul profesor Cristian Doboș m-a invitat să fac parte din juriul anul acesta. Acum 9 ani, la prima ediție de Music Star, am participat și eu și am luat locul 3. Eram în clasa 9 de liceu și mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri. E ciudat că au trecut 9 ani. Emoțiile sunt copleșitoare în orice tip de concurs. Nu contează că e la nivel național sau că e mai micuț. Emoțiile sunt aceleași. Te prezinți practic în fața unui public care are așteptări de la tine și atunci e normal să ai emoții. Pe aștept să văd explozie, să văd feeling, să văd, după cum am spus, un mesaj transmis așa cum trebuie. Organizatorul Festivalului de Blues de la Suceava, Bobby Stroie, face parte din juriu de la prima ediție a concursului Music Star. Noua generație îi se pare foarte bună. În primul rând trebuie să zic că am fost alături de Cristi de la început. Nu cred că am ratat vreo ediție, a doua oară când sunt în juriu. Ba chiar am jurizat-o pe Alexandra Cuza acum ceva vreme. Am așteptări de la o generație care mie mi se pare foarte bună. Și generațiile care vin îmi dau speranțe foarte mari, că se va cânta bine și corect și frumos în țara românească. Vom scăpa de prostia aia care se cheamă muzică ușoară și care e o invenție bolșevică. Să mai facă și niște bani dacă americani aveau pop și rock, de ce să nu avem și noi altceva? Muzică ușoară. E uite că acești copii încearcă să cânte divers, și în română și în engleză nu e o problemă, dar încearcă să facă foarte bine. Și pentru că sunt copii de liceu, așa a început Music Star-ul, sau destul de tineri în anii de facultate, pentru că acum nu mai ai 28 de ani când faci facultate, ai 19-20, speranțele mele sunt, cum să spun, foarte mari. Premiile în valoare totală de peste 2.000 de lei au fost oferite de către sponsorul concursului. Iată laureații. Premiul de popularitate, Alexandra Berariu. Premiul pentru cel mai bun instrumentist, Paula Poenaru, pian. Premiul 3 la secțiunea a doua, Paula Poenaru. Și premiul 3 la secțiunea a doua, trupa Pisces, formată din Oana Hapenciuc, Amalia Alexa și Ioana Rupciuc. Premiul 2 la secțiunea a doua, Dragoș Bucatariu. Și premiul 2 la secțiunea a doua, Roxana Asaveti. Premiul 1 la secțiunea a doua, Elina Barabaș. Premiul 1 la secțiunea a treia, Anastasia Gatman. Trofeul Music Star 2019, Sandra Tudurache.